Iveco România participă la ediția din acest an a Black Sea Defense and Aerospace 2024. Standul Iveco a fost vizitat de președintele Senatului, fost prim-ministru și ministru al apărării, Nicolae Ciucă. Și în cât timp finalizați contractul? Până în 2027-2028. Ok. Teoretic ar mai fi al treilea contract subsecvent și ăla va avea vreo 2 ani de producție, 2-3 ani. Și după aceea? Și după aceea mai producem și pentru alții. Sperăm. Există, aveți deja Am intenții? Dezvoltat deja în fabrica noastră și pe dincolo partea de firefighting. Da, și vom dezvolta în continuare cu alți parteneri străini. Ah, ok. Adică încercăm să dezvoltăm și să creăm un pol industrial în industria de apărare. Dacă reușiți, se poate. Made in România. Made in România. Very good example. Știți care este chestiunea? Toată lumea zice cumpără românește. Aș porni de la principiul produce românește și după aceea cumpără românește. Că dacă doar cumpărăm, ca să cumpărăm trebuie să producem. Și calitate în primul rând. Și calitate, sigur. Și eu vă mulțumesc. La revedere. Domnule frumos. Vehiculul este un mijloc de transport pentru combustibil lichid, o capacitate de 8300 de litri. Poate transporta atât motorină, benzină, cât și combustibil avio. Suprastructura este instalată pe un camion cu cabină cu protecție, nivelul 1 de protecție și tracțiune integrală 6x6. Suprastructura este instalată pe un camion cu tracțiune integrală de tip 6x6. Vehiculul este asamblat în fabrica de producție din Petrești, județul Dâmbovița și face parte din cele 16 configurații.